Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Fenomenalul serial Istoria Secretă a Umanității revine din vacanță cu un nou format. În fiecare episod vom dezbate împreună cu o vedetă cazuri, evenimente, situații inexplicabile, misterioase, uluitoare, ieșite din comun. Astăzi Robert Turcescu vine cu un top 5 al fenomenelor pe care le consideră stranii, uluitoare. Comentăm de asemenea cazul controversatului proiect HARP, vorbim despre un manuscris CIA care dezvăluie sfârșitul civilizației. Vă arătăm secvențe inedite cu OZN-uri, monștri acvatici, dezbatem misterioase descoperiri și analizăm imagini ale unor oameni cu abilități fenomenale. Începe aventura, începe istoria secretă a umanității. Nu ratați! Da, o inițiativă care continuă și mă bucur că, iată, în noul format, primul invitat este Robert Turcescu, unul dintre cei mai citiți jurnaliști din România, cei mai cultivați. Bună seara! Cei mai culți. Bună seara! Și știu că ești, dacă nu pasionat, ești familiarizat cu unele dintre misterele, să zicem, umanității, pentru că, deși s-au mai adăugat pe listă și cu fiecare an, cu fiecare, să zicem, lună care trece, se mai adaugă câteva fenomene inexplicabile, principalele rămân alea pe care le știm cu toții cei care au mai citit câte ceva. E bine, doamnelor și domnilor, nu ratați, chiar este o ediție fabuloasă. Și Robert are nelămuririle lui. Mi se pare interesant că și el a pregătit un fel de top 5 al, să zicem, enigmelor umanității. Noi avem însă, după aceea, o întreagă desfășurare de subiecte explozive. De exemplu, proiectul HARP, care este foarte actual prin implicațiile lui, mi se pare că merită o dezbatere intensă și s-ar putea să continuăm povestea asta. Avem și un manuscris, un document CIA, că manuscris e cam mult spus, că document, un act care vorbește despre un sfârșitul civilizației, că e sau nu partea teoriei conspirației, însă se referă la schimbarea polilor. Și citind, încercând să mă documentez despre schimbarea polilor, fenomen pe care unii îl consideră o chestie care se întâmplă în mii de ani, am aflat că, deși fenomenul precedent s-a întâmplat acum 780.000 de ani, schimbările dramatice s-au petrecut într-o sută de ani. Potrivit unor cercetători de marcă. Deci, practic, cu toate că evoluția a fost lentă, momentul în care magnetismul Pământului a slăbit, a scăzut foarte tare și n-a mai putut proteja Pământul de radiațiile solare și de schimbările bruște, în 100 de ani s-a întâmplat totul. Deci totul s-a schimbat și polii s-au inversat în 100 de ani. S-ar putea să trăim o astfel de perioadă potrivit unor calcule, dar vorbim despre asta apropo de documentul CIA. Ți se par, mi-ai trimis niște chestii foarte interesante. Mi s-au părut foarte bune alegerile, topul tău 5, al unor posibile... E mult spus top 5, să zicem. Sunt tot soiul de lucruri... Pe care le-ai ales pentru astăzi, subiectiv. Da. Atâta vreme cât ești un om care dă cu nasul de tot soiul de biografii, de ale unor oameni chiar foarte inteligenți. Uite, citeam la un moment dat biografia lui Einstein. Știi că există oameni care au... Einstein n-a vrut, de exemplu, a refuzat până aproape de moarte la un moment dat să fie de acord cu fizica cuantică. Uh-huh. Da? Și avea dispute foarte mari pe această chestiune. Dar era un adeptul fizicii newtoniene, nu era... Era o chestiune care nu îl interesa foarte... Și la un moment dat a trebuit să admită că da, e de luat în calcul undeva spre sfârșitul vieții, pentru că povestea legată de fizica cuantică îi dărâma, de exemplu, multe dintre ideile cu care el lucrase și da, pe care le și expusese o viață întreagă. Cert este că ne aflăm într-un moment în care eu, de exemplu, nu am certitudine, am o sumă de întrebări, da? Nu mi-afectează nimic, spre exemplu, din ceea ce înseamnă credința mea
în Dumnezeu, faptul că la un moment dat mă gândesc, spre aceea, domnule, cum împaci la un moment dat faptul că tu crezi că ar putea să existe în universul ăsta mare și alte civilizații, ființe, cu faptul că ești un om credincios. Nu există, din punctul meu de vedere, nicio contradicție. Da? Una e una, alta e alta. Da? Despre ce vorbim? Mai mult decât atât, dacă ești un om care gândește, când vine vorba despre ființe venite din spațiu, despre Uriaș, că spuneai de top, da, pe care l-am alcătuit. Uriaș, ți se pare o poveste foarte interesantă. Mi se pare o poveste uriașă, da, apar, atenție, sunt un om care a crescut, la fel ca mulți din generația mea, descoperind după anii 90, istoria credințelor și ideile religioase a lui Mircea Eliade, publicată și răspublicată de atunci și de citit și de recitit oricând, da? E imposibil, citind astfel de lucrări foarte bine documentate și de la oameni care nu pot fi bănuiți de, nu știu, conspiraționism sau mai știu eu ce alte nebunii, nu poți să nu admiți faptul că există mituri, de exemplu, care sunt comune foarte multor civilizații și foarte multor popoare care nu s-au intersectat niciodată, că există mărturii, hai să le numim așa, da, rămase în istorie sau sub formă de legende, sub formă scrisă, pentru că uriașii apar chiar în scriptură, da? Absolut. Nu sunt, da? Nefilimii. Exact. Și atunci toate aceste lucruri spun întrebări. Cum putea unul la un moment dat din zona Orientului Mijlociu, să spună, să gândească la fel despre viață și lume, să vorbească despre păsări de foc, despre oameni care coborau din cer la un moment dat? Păsările de foc ți le mai poți imagina. Da. Dar cum e posibil că în miturile grecești, în poveștile egiptene, da. Deci egiptenii s-au închinat ani de zile unui obiect care era i-ar fi aparținut lui Ra, zeul suprem, pe care ei mărturiseau că îl vedeau tot timpul umblând cu un disc ceresc. În mărturisirile incașilor, ale astecilor, apare această simbolistică a discului ceresc. Ok, te deplasezi cu pastră de foc, că nu înțelegi niște Asta cu aripile e ok. Vorbim despre popoare ceresc... și civilizații și vorbim despre popoare și civilizații aflate la o distanță care la vremea respectivă nu putea fi parcursă, că nu aveau avioane. Să zici, domne, s-a intersectat unul din Orientul Mijlociu, a luat un pic un avion, a zburat până în Australia și stând de vorbă cu băștinași de acolo, le-a povestit despre cum e la ei, cum e la voi și în felul ăsta s-au amestecat miturile. Nu. Deci există toată această legătură extraordinară între, cum spuneam, mituri, povești, legende, da? Potopul. Potop. Și asta l-ai menționat. Peste tot, da. Potopul. Personaje ca Noe. Noe se numește fie Ziu Sudra, fie un napiștim, fie în culturile altor popoare. Exact. Este, evreii l-au preluat acest mit, l-au găsit și l-au băgat în Biblie. Mulți trăiesc cu senzația că este un eveniment strict biblic. Nu, e o poveste care a marcat umanitatea atât de tare, încât poveștile sunt asemănătoare. Un napiștim este cel care primește și darul nemuririi. La sumerieni există o poveste absolut fabuloasă, nici mă interesează dacă e adevărată sau nu. Pe una dintre tăblițe e o secvență în care zeii, inclusiv cel mai dur dintre ei, Enlil, domnul aerului, asta e semnificația numelui, se uită pe tera și vede distrugerile pe care potopul le face și dispariția civilizației umane. Și până și acest zeu dur, care n-a vrut ca oamenii să afle că vine potopul, lăcrimează împreună cu ceilalți zei care priveau din care le cerești această poveste. Și de asta se înduplecă și când află că a rămas un singur om, un napiștim, care salvase, crease probabil un submarin, e greu să ții că era o corabie care putea să facă față unor astfel de fenomene meteorologice, unei descătușeri uriașe, acceptă să trăiască și se dă darul nemuririi acestui napiștim. Ceea ce mă enervează foarte tare și o spun în momentul de față categoric, este că, bine, înțelegeți imediat ce vreau să spun prin această enervare, este că am consumat și resurse și foarte multă energie și consumăm în continuare foarte multe resurse și multă energie. De o parte e bine, făcând stația spațială internațională, deci tot timpul în sus, da? Să ieșim în spațiu, să căutăm alte planete, să trimitem nave care și telescop, să construim un telescop care să studieze găurile negre. Nici măcar a 10-a parte din aceste resurse, da? Nu a fost rezervată pentru a sonda ce se află în interiorul Pământului, cu alte cuvinte, în cercetări arheologice. Da? Au rămas nenumărate situri arheologice în această lume. Sunt în continuare unele dintre ele într-o stare deplorabilă, neconservate.
s-au făcut, a existat o febră arheologiei, să spunem așa, în secolul XIX, secolul 20, după care lucrurile n-au mai fost. Lumea a început, după când a început cursa pentru ieșirea în spațiu, din acel moment... După anii 60-70 s-a terminat. S-a cam terminat toată chestiunea. Tăblițele de la Tărtăria, de exemplu, au fost descoperite în 61, o poveste fabuloasă acolo, cu felul absolut barbar în care au fost tratate la un moment dat acele tăblițe, dar în așa fel încât e la ora asta nu mai poți să spui de când erau, nu mai pot fi datate cu caravan, au fost deteriorate. E o nebunie întreagă. Deci îți dai seama, ele erau metodele, să spunem, acelor ani. Ele erau metodele acelor ani. Sigur că acum se umblă cu mai mare grijă, dar unde știi tu, de exemplu, în România de astăzi, România care e un teritoriu de explorat din perspectiva arheologică extraordinar, unde știi un șantier arheologic deschis? Câte șantiere arheologice crezi că sunt Buzău, finanțate? Poate pe la Buzău, mai fi rămas de la Pietroasele, habar n-am. Eu vorbesc de oameni, adică știi cum se întâmplă în România în momentul de față? Se deschide cât un șantier arheologic atunci când se face câte o săpătură din asta pentru o... un foraj, un bloc. O autostradă, de obicei, pe autostradă. Am descoperit ceva, oameni buni. Noi n-am descoperit și măcar ce se află, cum să spun, în centrul Bucureștiului, în centrul vechi, apropo. Hai să-ți dau un exemplu și am fost martor. Da. În anii 70, care au 6 ani, 5 ani, în spatele Mănăstirii Cozia s-au făcut niște lucrări. Pentru că erau inundații dese și mănăstirea a început să fie avariată, cel puțin partea care intra în contact cu oltul. Și s-a ridicat un pic malul, s-a betonat, s-a cimentat la 10 cm în sol. S-au găsit elemente unui tezaur de argint. Atât de mare le-a fost frica lucrătorilor care au participat la acel eveniment, ca nu cumva să se dea vină pe ei că cinste ce și-au însușit și așa mai departe, încât toată chestia asta a fost betonată. Este un tezaur absolut valoros, o singură monedă la un moment dat, dar a dispărut. A avut-o cineva din acel grup de muncitori și mi-a rămas în memorie, era cu caractere islamice și era foarte posibil, având o poză a acelei monede, să fi făcut parte dintr-un tezaur, după vremea lui Bayezid, fulgerul, așa. Fiecare piesă de aia era estimată în anii 90 la 6-7 mii de dolari. Oricum, ce a rămas în spate este fabulos. A rămas acolo. Sunt nenumărate exemple de genul ăsta care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine asta ce Dumnezeu s-a întâmplat. Da. Pledezi, uite-te aici, fii atent. Da, n-ai prins. Da. Uite-te aici la capetele astea alungite. Uite-te ce apare aici. OZN-urile sunt evidente. Sunt foarte multe zeități cu aceste capete alungite. Uite aici rachete în perioada Inca, în perioada Aztecă, pe care n-ai cum să le ignori. Asta spun, că toată lumea încearcă să dea niște interpretări în momentul de față, cum să zic, destul de subțiri în legătură cu ceea ce... Uite de aici. Dacă îndrăznești să spui, domne, stai puțin că pare să semene cu un... ceea ce numim noi astăzi un extraterestru sau cu o farfurie zburătoare. Sau... Ești considerat autor? Hai, domnule, fii serios, domnule. Uite conspirație, ești nemul. Uite aici. Ar trebui să fiu mult mai dispus să cred la un moment dat că, de fapt, nu știu, ăla era așa, își purta el pălărie, avea o pălărie în cap la momentul ăla și avea capul mai... Și asta la fel are o pălărie. Mai alungit. Da. Și-s vechi, chestii vechi, autentice. Bun. Ai mai vorbit de Stonehenge? Da, am vorbit despre construcțiile acestea. Sigur, despre Stonehenge se vorbește mult și am văzut o soiul de documentare. Nu știu dacă le avem pregătite, Gabi, să dăm... Da. Dar eu aș pune faptul că, tocmai urmărind la un moment dat un documentar despre Stonehenge, am văzut că asemenea construcții sunt de găsit în foarte multe părți ale lumii. Deci, poate nu de dimensiunea asta, poate n-au mai rămas la fel de mult în picioare, dar dacă ne uităm și la situl arheologiei de la Sarmizegetusa, pe care l-am revizitat în această vară, vezi la un moment dat urmele acelor... Bă, Stonehenge, da. Ce zici de Insula Paștelui? Exact, Insula Paștelui. Ăia n-au acolo pietrele alea, nu există acele pietre. Cum au ajuns acolo? Acei monolizi, exact. Cum i-au transportat? Cum au ajuns acolo? Da. Toate lucrurile astea, repet, nimeni n-a venit cu niște explicații. Se caută în continuare explicații, dar eu nici nu cred că se investește foarte mult în lămurirea sau încercarea de a lămuri aceste lucruri. Și în condițiile astea am voie și am dreptul să mă gândesc că poate erau elemente de semnalizare, să spunem, păcare pentru civilizații extraterestre, da? Care veneau și spuneau, domne, unde aterizăm? Cum e astăzi? Cum sunt luminile aeroporturilor astea? Sau turnurile de control? Sau farurile din vechime pe care trăgeau navele la mal?
Poate că acestea erau niște structuri care puteau fi văzute de la o anumită înălțime din spațiu pentru a ateriza în condițiile în care poate în zona respectivă nu erau neapărat ca să nu mai vorbim de piramide, că sunt unele piramide exact. Cu o masă sau temple cu o masă atât de enormă de blocuri monolitice, nu mai zic că sunt blocuri monolitice șlefuite de peste 20.000 de tone. Macaralele de astăzi nu au capacitatea de a ridica 20.000 de tone, dar nu au capacitatea de a le transporta pe, să zicem, sute de metri, pe distanțe atât de lungi. E bine, lucrurile astea se întâmplau înainte. Iar oameni care nu puteau, în principiu, erau în preistorie, nu puteau folosi cât lemnele, aveau ciopleau, făceau niște chestii rudimentare, în mod normal nu aveau nicio șansă să se ridice așa ceva în picioare. Revenind la povestea ta, ai mai vorbit la fel, după care trecem la ce avem astăzi documentat. Ai vorbit despre platoul de la Nazca. Mi-ai spus că ai fost în Peru. Uite, se pare fabuloasă și alegerea asta. Momentul în care am început... Aerodromul antic de la Nazca, cum se zice. Da, Nazca Lines, toată lumea știe, într-un deșert, iată, practic, acolo. Am urcat într-un avion, la un moment dat e un avion de mici dimensiuni, ia vreo 5-6 turiști, la un moment dat, într-o călătorie de genul ăsta, și te plimbă pe deasupra acestei întinderi mari de tot, deșertice, practic. 60 de kilometri din cinci. Exact. Pe care vezi toate de la înălțime, le vezi cu ochii tăi. Adică nu mai e o chestiune că e ceva apă. Și stai și spui întrebarea. Unul la mână, la fața locului acolo, te convingi că ălea erau foarte greu. E foarte greu pentru o minte rațională să spună, domnule, au fost făcute de niște oameni. La un moment dat. Bun, au fost făcute de niște oameni. Cum? Cum de-au rezistat atât? Da. Asta e iarăși o întrebare. Când au fost făcute, cum au rezistat atât de mult peste timp, da? Mii de ani. Mii de ani. Simetria de multor astfel simboluri, da, este uluitoare, adică poate numai cineva care reușea la fel ca mine, turistul turcescu într-un avion din ăsta, să vadă de deasupra, putea să dea indicații la un moment dat pe unde să fie stabilit traseul. Exact. Și atunci te gândești, Dumnezeului, acum niște sute... Dacă ești la sol, nu-ți dai seama. Ani, dacă ești la sol, nu înțelegi nimic. Nu înțelegi nimic. Numai din avion. Numai din avion. Cine, cum vedea de undeva de sus cum să fie aceste linii trasate? Eu vreau să fiu bineînțeles. Sunt un tip, nu știu dacă rațional este cuvântul, dar am auzit de foarte multe ori oameni spunând, Doamne, dacă încep să discut despre chestiile astea, o iei razna sau crede lumea că o iei razna. Bun, eu cred că este... E un moment în lumea în care trăim, mai ales astăzi, când descoperim lucruri senzaționale, inclusiv în domeniul fizicii cuantice, când înțelegem că spațiul și timpul, așa cum le-am înțeles până în urmă cu o jumătate de secol, nu mai sunt valabile teoriile de atunci, da? Că vedem prin filme, unele dintre ele artistice, dar făcute foarte, foarte bine, bazându-se pe studii, bazându-se pe discuții probabil cu specialiști, ne pun niște semne de întrebare despre faptul că poate suntem aici și stăm de vorbă într-un studio, dar poate mai suntem și imediat într-un alt spațiu, într-o altă dimensiune, în care tot noi probabil că suntem, nu știu, stând într-un alt studio, într-un alt timp. Adică sunt chestiuni care nu sunt neapărat născocite de minți bolnave, da? Ci lumea în care trăim, faptul de a vedea în acest moment că se întâmplă sub ochii noștri niște transformări extraordinare în legătură cu cunoștințele pe care le avem despre univers în general, despre atom în general, descoperim tot soiul de lucruri, despre faptul că noi construim acum un telescop care să putem vedea la nu știu ce distanță în galaxie și descoperim lucruri fabuloase. Unele înțelegem, altele nu le înțelegem, le privim cu uimire. Faptul că așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne aduce robotul de pe roverul de pe Marte, să vedem ce e acolo sau să vedem alte imagini captate, asta ar trebui să ne facă să nu mai privim așa ca fiind niște născociri. Da? Sau, și poate că să acceptăm orice teorie. Multe din teoriile sau, care... Nici nu mai putem să acceptăm orice ni se spune că nu e adevărat. Da, multe chestii care știm foarte bine păreau niște conspirații sau născociri de minți nebune s-au adeverit. Da? S-au adeverit sau sunt pe cale să se adevere. Fii atent acum. Am văzut topul tău. Alegeri foarte bune, niște chestii semnificative. Proiectul HARP, ai auzit de el? Da. HARP este considerat un experiment științific care măsoară nu știu ce chestii se întâmplă în ionosferă, în mod oficial. Numai că este gestionat de forțele aeriene americane,
fapt care ridică un mare semn de întrebare. Iar acest proiect HARP, care are niște antene de 21 de metri înălțime, se regăsește în mai multe locuri. A început în Alaska, în 1992, se află și în Norvegia, la Tromsø. Au și rușii, așa ceva. Și este considerat de oameni de știință, subliniez acest lucru, vinovat pentru marile dereglări care se întâmplă în zona meteorologică de niște 30 de ani, în mod special. Războiul meteo. Războiul meteo, războiul climatic, care are deja conotații pe care în zona militară mulți le-au recunoscut public. General NATO au făcut aceste afirmații. Numai că toți activiștii ăștia de mediu, când pornesc războaiele lor și vorbesc despre schimbările climatice, ignoră cu bună știință posibilitatea ca toate aceste intervenții militare sau experimente, intervenții brutale asupra climei să fie provocat până la urmă foarte multe dintre fenomenele care astăzi ni se par că sunt datorate polorii. Ei bine, hai să vedem un mic material, după care chiar vreau să aud opinia ta. Bun, astea sunt, să zicem, perspectivele celor care consideră că proiectul HARP este unul care stă la baza schimbărilor masive de climă din ultima perioadă. Iată ce se spune totuși pe site-ul oficial. HARP este conceput ca să inducă modificări mici de temperatură în ionosferă, ale căror rezultate și influență pe Terra sunt apoi analizate cu ajutorul instrumentelor HARP. Asta este pe site-ul HARP. Deci recunosc, să zicem, o intervenție în ionosferă. Contestatarii zic că HARP este în realitate un bombardament al ionosferei cu unde radio extrem de puternice care afectează diverse zone ale planetei și ați văzut ce creează. Cum privește această poveste? Ei în calcul și o astfel de am citit cu mare interes, e o carte publicată și în limba română, dar am văzut și câteva documentare. Am fost pasionat la un moment dat de biografia lui Nikola Tesla. Uh-huh. Un personaj care probabil a fost fabulos, evident, și sigur în epocă el a fost considerat, mă rog, depășit la momentul ăla, de, apropo de brevete de invenție, de Edison. Dar Edison, dacă citești biografia lui Tesla, dai seama că a mizat greșit, de exemplu, pe curentul continuu, în vreme ce Tesla a venit și a spus curentul alternativ este viitorul. La un moment dat, Tesla se retrage undeva în, hai să spunem, în deșert, ca să zicem așa, da? Și își construiește acolo, la un moment dat, un întreg sistem de încercări în care materialul principal de lucru era fulgerul, pentru că venea cu o cantitate de energie extraordinară. În toate notele care apar și în toate interviurile pe care le dă, Tesla era un tip care vorbea foarte mult cu presa la un moment dat, da, locuia într-un la etajul 11 al unui celebru hotel american la New York și mai departe, acolo veneau ziariștii, povestea. Din toate, sigur, dincolo de jocul actoricesc, să spunem, al lui din aceste interviuri, el vorbește despre faptul că, de fapt, experimentele cu curent electric și dacă lumea va avea să avanseze la un moment dat, să producă niște comportamente, niște schimbări dramatice de comportament în lume, în legătură cu vremea, în legătură cu salturi, cum să spun, ale omenirii, da? Asta se vor produce în momentul în care oamenii vor reuși să înțeleagă, să stăpânească și să lucreze cu curentul electric și cu genul ăsta de energie. Cred că suntem în acest moment, fără să mă pricep să știu ce e acolo, e fiind un proiect militar, nu vom afla decât, poate... E supervizat militar. Supervizat militar, exact. Deci sunt și niște academii acolo, dar știm cum da? E cu academiile. Sunt convins că în acest, chiar și în acest proiect în HARP, există mai mult, evident, decât ce ni se spune pe site-ul oficial sau așa, poate mai puțin decât își închipuie cei care lansează tot soiul de teorii da. Conspiraționiste în legătură cu proiectul, dar este clar că dacă vorbim despre folosirea curentului electric, a undelor, în schimbări de temperatură, de vreme, de climă, dacă vorbim chiar de influențarea comportamentului oamenilor, pentru că s-au făcut experimente pe animale care au fost la un moment dat plasate în anumite câmpuri energetice și s-a văzut că pot fi calmate, pot fi la un moment dat stimulate. Agitate, stimulate. Da. Gândiți-vă că până acum câteva zeci de ani un tratament extrem de important pentru cei care erau considerați Era cu electrozi. Nebun, ca să zic așa. Era cu electrozi care erau aplicați, cu electrozi cu curent electric. Diverse zone ale emisferii cerebrale. Exact. Da. Deci despre ce vorbim? Faptul că la momentul ăsta se pot folosi astfel de câmpuri energetice extraordinar de puternic încărcate pentru a modifica comportamentul unor
mase de oameni chiar, nu cred că este o chestiune asta de neluat. Asta se spune despre har. Calcul. Este și o armă în același timp. Deci da. Este o armă meteorologică. Dar tu știi că și un laser la un moment dat despre care ți-a tot vorbit, inclusiv ăla de la Măgurele, glumea unii spunând, dom'le, e important cum îl folosești, cum îl întorci. Dacă îl ții așa, absolut, e laser, dacă îl pui invers, poate să fie o armă cu radiație extrem. Mi-aduc aminte că în 2005 eram la miezul problemei la Național TV și l-am lansat, cumva l-am făcut cunoscut pe generalul Străinu, Emil Străinu, care atunci era în arealul SPP-ului și făcea niște afirmații care șocau oamenii. El a venit cu războiul climatic, a vorbit de tornade în România și spunea că anul 2005, dacă ți-aduci aminte, au fost inundații masive, da, a fost marcat de experimentele pe care rușii le-au făcut asupra vremii și că recoltele românești au fost distruse în primul rând pentru că, mă rog, și-au dorit rușii să facă în acel an acele experimente, apropo de faptul că dețin și ei un harp al lor. Vreau să menționez, ca să depășim momentul, doar ce spun niște băieți despre harp, care susțin totuși că administrația americană refuză permanent să semneze acordul la Kyoto din cauza acestui harp, pentru că acel acord prevede combaterea încălzirii generale temperaturii pe Terra cu diverse mijloace, ar trebui să renunțe la experimente asemănătoare. Brzezinski, de exemplu, Zbigniew, pe care îl știm cu toții, vedea în 1970 această poveste. Tehnici de modificare a vremii vor putea fi folosite pentru a produce îndelungi perioade de secetă sau furtuni puternice. În anii 70. Da, un bine. Personaj foarte influent. Iarăși, e la ora asta cineva, cum să spun, care nu știe că să pot folosi în acest moment rachete antigrindină. Știm cu toții, avem și noi, sunt la ordinea zilei. Adică știm nu, că se pot produce nori, știm că se pot deci, evapora norii. Chestiunile astea, cum să spun, sunt absolut, la ordinea zilei, au devenit, sunt banale. Și atunci, această intervenție asupra naturii nu generează alte efecte în altă parte? Ți-aduce aminte campionatul mondial din Rusia de acum câțiva ani? Că n-a plouat de nicio culoare. În Europa s-a ordonat să nu fie ploaie. În Europa era nenorocire. Și în Rusia era cald. Deasupra stadioanelor, atenție, de multe ori nu ploua. Da. Ploua la 10-15 km distanță de stadioanele respective. Deci mai era fabulos. Mult atât ce vrei. Da. Cum să zic? Acum, întotdeauna, cum spuneam și mai devreme, depinde cum folosești toate aceste lucruri. Da? E ca la... Da, corect. Când s-a descoperit arma nucleară, da? N-a vrut nimeni să facă neapărat o armă nucleară. Au zis că salvează omenirea și că vom avea uite, o sursă extraordinară de... Uite că la ora asta... Zona malefică a acționat. Dr. Rosalie Bertel spune așa că HARP este un încălzitor gigantic care produce disfuncționalități majore în ionosferă, creând nu numai adevărate găuri în stratul de ozon, dar chiar rupturi de foarte lungă durată în stratul protector, care, în mod normal, oprește radiația cosmică nocivă pentru orice formă de viață. Sunt, uite, aici generali, personaje din armată, care spun că în anii 80 SUA și URSS provocau schimbări bruște de vreme, uragane, secetă la ordinea zilei. Și descriu ce poate cercetători. Uite, Dr. Nicolas Beghe, care spune că este o nenorocire ce face. O spun fără să par arogan sau mai știu eu. Sunt o grămadă de oameni în lumea asta care nu pricep cum funcționează, spre exemplu, un televizor, da? Sau un aparat de radio. Dar... A, înțelegi? Dar imediat s-ar spune că o teorie din asta legată de harp sau de altfel de sisteme de genul ăsta este pur și simplu o aberație, da? Mă, oameni buni, hai să ne gândim că... E mai ușor să crezi în povestea asta cu poluarea și cu încălzirea globală, e mai simplu. Ies niște gaze de... Da, poți să crezi și pe asta. Ies bani pentru unii, iese putere pentru alții, da? Adică sunt tot soiul de elemente care pot fi folosite. Eu aș vrea să văd pe fetița asta, săraca, mă rog, care este o victimă. Greta Thunberg. Greta, da. Într-o situație și cu ăștia care o susțin pe ea, într-o discuție cu niște oameni care chiar știu câte ceva despre istoria planetei și care să le explice cum în perioade istorice temperaturile medii anuale globale erau de peste 8 grade mai mari ca acum și concentrațiile de dioxid de carbon, de gaz metan în atmosferă erau mai mari sau cel puțin asemănătoare cu cele de astăzi fără să existe industrie. Și să explice această poveste. Fără să fie o perioadă de vulcan de activitate, nu vorbim de aia de acum 4 miliarde de ani. Da. Bun. Trecem peste asta, fii atent. Document șocant al CIA. Nu știu dacă este un document al CIA. E o poveste interesantă care circulă pe net. Hai să urmărim, dar se referă la schimbarea polilor. Un alt fenomen care ne bântuie imaginația. Hai să fim atenți. Bun. Sigur că sunt interesante toate astea captivante teoriile astea. Pe undeva,
potrivit unor studii cât se poate de obiective și de ample, făcute de oameni care se pricep la partea asta cu arheologia, istoria, și sunt șanse foarte mari ca potopul să fie avut loc cu 11.000-13.000 de ani înainte. Și practic din acel moment să înceapă o nouă civilizație, dacă au mai existat altele înainte, personal cred că au mai existat, dar trecând peste faptul că mă bazez pe niște argumente de logică de bun simț, chiar dacă a fost singura asta, știm că primele mari așezări care au apărut în spațiul oriental în general, apar cu vreo 6.000-7.000 de ani, în spațiul, în zona Americii de Sud la fel sunt piramide de 7-8.000 de ani, unele chiar mai vechi, chiar și în Egipt, contrar unor măsurători, cu vreo 11.000-12.000 de ani înainte apar primele vestigii, acolo s-au format niște civilizații. Ce zici de partea asta cu schimbarea polilor? Eu am spus că am citit că acum 780.000 a avut loc ultima inversare. Este un fenomen real, autentic, nu este minciună, nu este o bălărie, nu este, face parte din teoria conspirației, este o situație reală, s-a întâmplat. Magnetismul, polimagnetici nu sunt aceiași cu poligeografici, pentru cei care își închipuie că e aceeași poveste. Nu, e altă treabă. E o chestie care se întâmplă, un fenomen care aici, produce urmări. Nu, e o chestiune care mă depășește, nu vreau să rostesc vreo prostie în momentul de față, apropo de treaba asta, dar dacă acest lucru, faptul că au existat în istoria omenirii niște, cum să le numim, cataclisme, de tip, mă rog, li se spune acum potop, poate au fost niște erupții vulcanice extraordinare, poate au existat un meteorit care a lovit Pământul la un moment dat și poate să ducă, am văzut o astfel de chestiune, că un meteorit care lovește la un moment dat Pământul cu foarte mare, un meteorit destul de mare, ar putea să ducă la extinția vieții pe Pământ și la inversarea polilor. Deci există și această variantă. Apocalipsa lui Ioan, revelația lui Ioan, exact. Apare un moment în care Ioan vorbește despre steaua anumită Pelin, care urmează să lovească planeta, o treime din populație, o treime din ape. Iată. Deci, cum să spun, semne, cum să spun, le mai găsești dacă încerci să pui lucrurile. Știi că întotdeauna e suficient să lansezi un soi de teorie sau să așa și e foarte ușor să-ți găsești argumente. Le găsești prin diverse cărți, ba chiar și în Biblie și în Scriptură. Nu știu, știu sigur că există în istoria omenirii, așa cum o fi fost ea de-a lungul mileniilor, momente în care aproape am dispărut, ca să zicem așa. Da? Da. Și noi și alte ființe de pe acest pământ, așa cum s-a întâmplat cu dinozaurii, probabil că s-a întâmplat și cu o grămadă de alte ființe, inclusiv cu ființele umane. Așa cum, de exemplu, în evul mediu s-a întâmplat un fenomen de încălzire globală, care este ignorat astăzi de băieții ăștia care susțin povestea cu poluarea și care s-a numit evul mediu fierbinte și care a durat câteva sute de ani. Dacă te duci, și am mai spus, citești arhive, intri în arhivele Vaticanului, vei vedea sute de, unde știi? De mărturii. Intrat? Nu, am citit o carte al unui personaj care a avut acces și care a scos, se numește Dosarele Vaticanului și care citează zeci de documente care proveneau de pe la primării, de pe la oficialități, mărturii ale unor oameni, un intelectual din perioada Renașterii și așa mai departe, în care, pe lângă faptul că se plângeau de niște perioade în care n-a plouat ani de zile și era îngrozitor, efectiv, mureau pe capete și erau foamete cumplită, erau fenomene de-astea, cum zic, apăreau și fenomenele OZN. Deci erau, omul a scos o carte, se numește chiar Dosarele Vaticanului, este senzațională, de un autor italian, îmi scapă numele lui acum, dar de acolo te poți lămuri apropo de evul mediu fierbinte. Bun. Asta cu polii, uite, se întâmplă și fenomene genul ăsta care sunt interesante. Ce avem aici? Ca să este o turmă de reni care se învârte. Se învârte. Da. Turma așa, o turmă care se învârte ciudat. Hai să vedem. Un stol de, așa ai văzut, fie un stol de păsări la un moment dat, fie un banc de pești. Care la fel. Care e uluitor să constați că tot se mișcă la un moment dat în aceeași direcție, dar dintr-o dată, da, vorbim de mii de pești la un moment dat, să zicem, într-un banc de genul ăsta și sute de o iau la dreapta, da, sau sute de mii, da. La fel păsări, poate sute de păsări care influențate de magnetism, într-un fel. Dintr-o dată, da, deci sau nu știm de ce. Niște lucruri pe care nu le poți. Fii atent aici, trecem de chestia cu polii, fii atent la aceste imagini. Este o, a fost descoperită în India. Vreau să-mi spui părerea ta după ce vezi secvențele. Dăm materialul, l-avem pregătit? Este figura unui extraterestru antic sau ce e asta?
Dați drumul. Fabuloasă. Fabuloasă. Da, nu știu cât e, dar mi-aduc aminte de cartea pe care, mă rog, am citit-o cu toții când la un moment dat ne-a interesat să începem să plonjăm în lumea asta a misterelor despre Eri von Däniken, așa, amintiri despre viitor, în care, evident, după aceea am văzut și seria celebră de documentare de pe National Geographic, pare mi se, cu... Carl Sagan sau nu mai știu. Cu extraterestrii antici. Extraterestrii antici, se numește, da? Așa, în care, cum să zic... Astea poți să spui, da, domnule, sunt niște secvențe de pe, nu știu, TikTok sau de pe rețelele de socializare. Asta mai e autentică. Dar în seria aceea despre extraterestrii antici e un documentar al naibii de bine făcut, da? Cu niște lucruri care... Niște oameni de știință, nu sunt niște nei ca nimeni adunați care vine să vorbească despre extraterestrii antici. Și ți se prezinte niște imagini și ți se pun niște semne de întrebare. Nu sunt poate foarte multe răspunsuri, dar sunt foarte multe întrebări. Da? Sunt și oameni de știință pe care i-am văzut în aceste documentare spunând, e de neexplicat, nu avem un răspuns logic în ceea ce înseamnă logica la momentul ăsta. Dintr-un punct de vedere, sunt aproape convins că, și aici, repet, nu e nimic care să intre... Piesa este autentică. Deci da? Nu este o invenție a TikTok-ului, piesa este autentică. Sunt absolut convins că planeta Pământ a fost vizitată și probabil că e și în zilele noastre, poate chiar și la ora la care discutăm, de civilizații. Când spunem extraterestre, spunem din afara Terei, da? Din afara, care au capacități net superioare nouă din punct de vedere tehnologic. Unele poate da, unele da, poate că au capacități net superioare nouă, alții poate că sunt rămași chiar în urmă, dar sunt prinși, prizonieri, nu știu, într-o navă spațială care încă îi mai învârte până universul ăsta. Nu avem de unde să știm treaba asta. Poate că la un moment dat, repet, au fost mai avansați, poate au rămas în urmă, dar ideea este că e absurd, numai gândindu-te la ce s-a descoperit în ultimii 10, 15, 20 de ani despre nemărginirea Universului. Imaginile fabuloase pe care le avem în acest moment despre ce înseamnă galaxiile, găurile negre, miliardele de stele din Univers. Și să-ți închipui în momentul ăsta... Dar la divinitate... Stai și creezi o singură planetă într-un univers de ăsta incomensurabil care se pare să se extindă în permanență. Da. Așa. Creând o singură planetă, care ar fi logica? Undeva la mijlocul unei, marginea unei galaxii, fără niciun sens, ar fi o ciudățenie. Pentru ce s-ar întâmpla? Da, dar mie nu-mi place să mi-l închipui pe Dumnezeu cu mintea mea, da. Înțelegi? Repet, ca fiind bătrânul... Ceva pe care poți cuprinde. Bătrânul, exact, da, cu barbă, da. Care face lucru manual la un moment dat, da. Și construiește o chestie numită pământ, da? Și după aceea niște oameni și așa mai departe, da? E ceva ceea ce... Situație mult mai complexă. Mintea noastră nu poate cuprinde, absolut, absolut. Da? E cât se poate de clar. E absurd să ne gândim... Dar fii atent la această statuetă. Da. Caz real, l-am prezentat într-unul dintre episoadele, dintre ultimele episoade. A fost un imens scandal în mediul științific și s-a pus Batista pe țambal pentru că a generat foarte multe emoții. Situație reală în Mexic, da. Mumii descoperite cu trei degete, fețe reptiliene cu ouă în abdomene. S-au făcut toate studiile posibile, echipă interdisciplinară s-a ajuns... Cum au fost acum cu micuții extraterestri din Congresul Mexican, nu? Da. Asta, e povestea asta, acum e reluată după nu știu câți ani. Eu am prezentat-o anul ăsta prin primăvară. Și este poveste care s-a ajuns, efectiv a ajuns în Congres. Ministerul Culturii din Mexic a vrut să cumpere toate exemplarele. Iar universitatea privată care a făcut aceste cercetări și în posesia căreia au intrat aceste exemplare n-a fost de acord, pentru că dispăreau. Și cu toate astea este un blocaj uluitor în jurul acestei povești, ca ea să nu... Au venit din Statele Unite, au fost televiziuni, au fost experți din Rusia, din America de Sud, din Statele Unite, de peste tot, care au participat acum, la analize. Trebuie să spunem un lucru, da. Modelin. Pe undeva, cum să spun, nu încerc să găsesc circunstanțe atenuante, dar gândește-te puțin. Ce ar însemna? Ce ar însemna? Da? Adică ar fi o smintire totală, s-ar dărâma niște sisteme, s-ar dărâma niște lumi, niște lumi. Realmente, să fim bineînțeleși, da? Adică... Dar am eliberat un pic.
Nu știu dacă ne-am eliberat până când, nu știu, am intrat într-un soi de disoluție totală. Da, pentru că lumea ar începe să spună, ok. A, deci nu a fost adevărat, deci m-ai ținut în întuneric. În întuneric, voi știați, de când știați, spuneți-ne de când știați, așa mai departe. Și ce se întâmplă mai departe? Și vor apărea, îți dai seama, se vor risca, e un teren extraordinar pentru a apărea din nou falși profeți. Sisteme noi de gândire, inși care vor spune, vor înființa religii noi, da? Unii care vor sta pur și simplu în genunchi într-un deșert așteptând să coboare o navă spațială. Deci e o demență întreagă la care s-ar putea ajunge. De-aia probabil că și cei care știu acum mai mult, da? Oameni de știință, șefi de state și de guverne, și-s convins că știu, Vaticanul, că pomeneai de el mai devreme, le înțeleg pe de-o parte, la un moment dat, rezerva de a furniza oamenilor mai multe informații în legătură asta. Cred că suntem într-o perioadă, atât mai spun, de pregătire. Da. Hollywoodul, care are o putere fabuloasă de zeci de ani de zile, de poate de bine de 100 de ani, așa, de când tot facem filme. Rețelele sociale. Așa. Rețelele sociale, faptul că ușor cu țărâita, ușor, ușor, mai apare un extraterestru prin Congresul Mexican și râdem, mai apare un film bun, mai apare un documentar, mai apare o carte, mai apare o emisiune de televiziune, oamenii încep să se obișnuiască până la urmă cu ideea. Și poate că în 10-20 de ani de aici înainte ne vor spune, da, bă, știți voi când era vorba de cât e Area 51 sau cât era, da? Care era real. De care făceați așa și am zis că nu. Bă, nu vă puteam spune atunci că chiar era real. Gândește ce s-a întâmplat anul ăsta. Da. Gândește la capsula aia pe care au bombardat-o. Da. Au fost toți de acord, că e un obiect neidentificat, exact, de mărimea unei mașini, unui autovehicul, au spus toți că s-a întâmplat ceva, dar s-a terminat. Pac, blocaj informatic, de atunci n-a mai venit nicio expertiză, nimeni n-a mai ieșit public să spună, bă, de fapt, care e concluzia? Ce a fost? Noi nu putem să ajungem la o concluzie nici măcar în legătură cu Nord Stream-ul, ca să zicem așa, cine l-a bombardat până la urmă. Știm că aveau pașaporte românești. Deci când e vorba să se ecraneze, ca să numim așa, să se ecraneze un subiect, există două variante. Fie ca în cazul, cum se numea, anii 70, da, povestea tuta cu Area 51, când a fost cu extraterestri, Roswell, exact, așa, cazul respectiv, au ecranat tot, au zis, domne, nu dăm niciun fel de declarații, nu arătăm nimic absolut și așa mai departe, deci au ascuns dovezi, informații, orice, fie, asta e altă variantă care se practică, mai ales că acum e ușor cu ajutorul rețelelor sociale de socializare, trimiți în derizoriu genul ăsta de subiect. Da? Adică tu prezinți o chestie, bă, am descoperit săpând în grădina bunicii mii, nu știu, o statuetă din asta care, uite-te, e suficient să vină unul care e doar un influencer, poate că are 12 clase, n-are nimeni de atât să spună, ce zice, mă, Turcescu, că a găsit el o statuetă? Hai, mă, fii serios, bă. Bine că n-a găsit un pește de sticlă să ni-l prezinte ca fiind făcut de civilizații antice. Și din momentul ăla începe un soi de batjocorire a unui om, a unui personaj care vrea, poate de bună credință, zice, dom'le, am descoperit ceva, lămuriți-mă ce e cu ăsta. Sunt ignorate tot soiul de astfel de, sau duse în derizoriu tot soiul de astfel de descoperiri și s-a lege praf. Deci da. Pentru a se lege praf. Da. Da, foarte tare aceste secvențe, această imagine este... Dar să știi că e impresionant, nu știu din ce material e, nu-mi dau seama, pare... Metalic. Este șocant oricum, este absolut șocant și nu este singura chestie ieșită... Dar asta unde există? În India. În India. În India. În India, dar acum mi se pare că e ținută la un muzeu în Franța, dacă nu mă înșel. Știu că povestea este confirmată de toți istoricii sau de toți ufologii, este piesa autentică. Este una dintre marile probleme ale științei, pentru că oamenii de știință sau istoricii clasici nu prea știu ce să povestească, ce zeitate e asta și de ce avea trei degete și de ce oamenii și l-au reprezentat cu trei degete. Trecând peste partea asta, seamănă foarte mult cu reptilienii amintiți în miturile sumeriene, în miturile indiene, acei care ispitesc la fel, ca, cu simbolistica șarpului, ispitesc pe yoghini și care zic, vrei să fii precum zeii. Ăia colcăiau în perioada preantică acești șerpi, aceste zeități cu față de șarpe, cu fețe de șarpe. Cum e Oanes, zeul apei, care iese și ajută pe ăștia pe incași. Cum tot Enlil, că avea aceeași semnificație. Șarpele, Set, Balaurul. Quetzalcoatl. De asemenea, cum să spun, omniprezenți, ca să spunem așa, în nenumărate, mitologie. Mai în toate culturile lumii, în toate mitologii. Bun, fii atent, apropo de ape. Foarte pe scurt, și după aia avem foarte mult și după pauză, monstru apelor din Irlanda.
Spațiul britanic e bântuit de... Monștrii ai apelor, da, da. Loch Ness și așa mai departe. Da, monștrii ai apelor. Da. Sunt niște secvențe filmate, poate să însemne nimic. Dăm un pic, e un off ăsta, nu? Sau... Ia. Da. Ai și cu sunet, avem și ambianță? Nu știu dacă... Pe o mare pe pescarul. Cum? Secvențele par autentice. Dumnezeu știe ce a fost cu coașa care ești din apă. Așa? Da. În Irlanda se întâmplă treaba asta. Cam asta este din apă, o ciudățenie, o bizarerie. Apropo de mitologia asta, cu crezi în posibilitatea că, apropo de oceane, sunt 70% neexplorate. Ca în oceane să trăiască tot felul indiscutabil, de specii, chiar și de dinozauri. Acum două zile au spus că au descoperit la adâncimea de, sper să nu spun o prostie, în groapa Marianelor, la o adâncime de 9000 de metri, cred, așa era toată povestea asta, au descoperit o bacterie, da, un virus, da, ceva de genul ăsta, și își pune o problemă, cum trăia la adâncimea aceea. Nu știm nimic despre ce este, nici în scoarța pământului, că n-am ajuns decât la câțiva kilometri să sondăm și acolo, mă rog, ca să scoatem gaze de șist, petrol și apă în anumite condiții, dar nu știm mai departe de atât. Deci am mai avea multe zeci de kilometri de mers în scoarța pământului, că măcar să ne dumirim ce materiale sunt acolo, ce zăcăminte, din ce alcătuite și așa mai departe, dar rămite la adâncimi la care nu putem nici măcar să... Pentru care nu avem mijloacele necesare. Nu avem mijloacele necesare. Să le explorăm, să le sondăm. Bun, ne întoarcem. Mai avem imagini senzaționale. Există și în Alaska niște creaturi care ajung pe la jurnalele de știri. Deci cazuri reale. Există chiar un nume date de indigeni din Alaska, unor monștri ai apelor. S-au făcut filme, s-au făcut documentare pe marginea acestor chestii. Una dintre ultimele apariții s-a produs recent și a apărut în jurnalele de știri americane. Vă arătăm imagini de acum 40.000 de ani de pe peșterile din lumea asta, care o să vedeți secvențe pe care le consider inexplicabile. De asemenea, apropo de invazia OZN, unele imagini autentice, asupra altora am rezerve și probabil că sunt fake-uri. Dar unele dintre ele sunt absolut șocante. Sunt noi, nu le ratați. Vorbim și despre levitație și această abilitate pe care oamenii ar putea o avea dacă își dezvoltă niște abilități. Sunt niște imagini. Și vorbim despre mormântul lui Gilgamesh, unul dintre mari eroi ai umanității. Este prima operă scrisă vreodată în istoria umanității, epopeea lui Gilgamesh, descoperită în, și ce bine scrisă, în biblioteca și unui rege asirian, Asurbanipal. Prima carte despre un erou din istoria umanității. Există un povești potrivit cărora mormântul a fost descoperit, dar niște băieți foarte puternici l-au luat din Irak. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.